Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Ne așteaptă 3 luni de foc la Giurgiu. Furtuna anunțată luni noapte nu a avut urmări grave în județ. Sport, muzică, desene, competiții de tot felul, premii și surprize. Astea așteaptă pe copiii din Giurgiu mâine de ziua lor. Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pe suprafață la Apia ar putea fi prelungit. William de Amorim a primit cetățenia română. Deși calendaristic vara încă nu a început, fenomenele meteo violente au apărut deja. Astfel de evenimente au fost anunțate luni noapte și pe raza județului Giurgiu, unde însă, din fericire, nu au fost urmări grave. Luni seară, în jurul orei 22, meteorologii emiteau un cod galben de condiții severe pentru județul Giurgiu, un cod valabil până la miezul nopții. Era vorba despre descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină și ploi puternice. O oră mai târziu, Administrația Națională de Meteorologie revenea asupra acestei atenționări cu o alta, de data aceasta tip no casting, de cod portocaliu. O atenționare ce viza partea de nord a județului. Din fericire, deși erau anunțate condiții severe, furtuna de luni noapte nu a avut urmări semnificative în județ, cel puțin nu unele care să fie semnalate autorităților. Pe perioada codului galben, instituit în data de 30.05.2016, începând cu ora 21.55, nu am fost solicitat să intervenim în cazul producerii unor situații de urgență. Am avut o singură intervenție pe drumul județean 601, în zona localității Malu Spar, Crevedia, pentru degajarea unui arbore căzut pe carosabil. La locul solicitării s-a deplasat o auto specială de lucru cu apă și spumă, aparținând detașamentului de pompieri Bolintin de Al. S-a intervenit pentru eliberarea carosabilului și îndepărtarea copacului. Cum vara este de-abia la început și este deja anunțată o perioadă caniculară, probabil că astfel de fenomene vor deveni obișnuite în următoarea perioadă. De altfel și prognoza următoarelor zile indică o modificare majoră a condițiilor meteo, iar la începutul săptămânii viitoare este posibil să avem din nou de-a face cu furtuni puternice. Dacă până acum ne-am plâns de primăvară capricioasă, cu vreme când prea caldă, când prea rece, cu ploi și furtuni, meteorologii vin cu vești și mai proaste despre vara care, calendaristic, începe mâine. Ca de obicei, la sfârșit de mai, Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru vara lui 2016, adică intervalul iunie-august, arătând că temperaturile se vor situa peste medie în sud-est și local în sud și vest. În iunie, dacă în majoritatea regiunilor țării se anunță valori termice apropiate de normalul perioadei și precipitații normale, pentru sudul și sud-estul țării apare deja un prim semnal de alarmă. Precipitațiile prognozate vor fi deficitare. Situația nu se schimbă nici în luna lui Cuptor, când însă se anunță în plus și temperaturi medii ale aerului peste normalul perioadei, tot în sud-estul și local în sudul și estul țării, în timp ce cantitățile totale de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării. Și tot temperaturi peste medie ne așteaptă și în august, când se menține și deficitul de precipitații. Așadar, ne așteaptă o altă vară lungă și fierbinte, iar canicula va fi, se pare, din nou la ordinea zilei. Chiar dacă suntem în ajunul unui scrutin important, autoritățile locale nu au uitat că mâine este ziua copilului. Va fi o zi de neuitat pentru cei mici, promit organizatorii, care au pregătit o mulțime de surprize. În timp ce adulții se pregătesc de zor de alegerile de duminică, cei mici așteaptă cu nerăbdare ziua de mâine, pentru că este ziua lor și știu că au parte de multe surprize. Ca de obicei, administrația locală le-a pregătit un program divers și cât mai atractiv. Un program cu de toate, de la concursul de role și desene pe asfalt, la tot felul de spectacole și meciuri, de fotbal, basket sau tenis. Evident, toate dotate cu premii pentru cei mai buni. Și tot ca de obicei, pentru că vorbim de o multitudine de acțiuni, acestea vor fi organizate în mai multe zone din oraș. Prima acțiune înscrisă în programul Zilei Copilului este Marșul Bucuriei, care va porni la ora 9.30 din fața primăriei și va avea ca punct terminus Piața Teatrului. La ora 10, în Parcul Alei, sunt organizate concursuri de role, crosul primăverii și o demonstrație de arte marțiale, în timp ce sala de sport de la Complexul Marina Nastasoviș găzduiește turnee de mini-fotbal și tenis de masă, iar la Polivalentă este organizat un concurs de mini-basket. Grosul activităților de 1 iunie este însă organizat în centru, pe pietonala Mircea cel Bătrân. Aici copiii vor avea de toate, de la ateliere de face painting, un parc de joacă și distracție cu castele, clowni, arlechini și tobogane gonflabile, la tot felul de spectacole de muzică și dans.
Nu va lipsi nici teatrul pentru copii, Motanul încălțat și Zeii Olimpului, dar nici un spectacol special susținut de Nicole Sherry și invitații săi, spectacol care va încheia de altfel seria manifestărilor dedicate Zilei Copilului la Giurgiu, fiind programat cu începere de la ora 19. Așadar, o zi plină pentru cei mici, la care sunt invitați cu toții de dimineață și până seara. Tutunul interzis pentru o zi. Nu este vreo lege nouă, ci este vorba despre o inițiativă a Organizației Mondiale a Sănătății, care și-a propus să tragă un semnal de alarmă anual încă din 1987 asupra consecințelor fumatului, la data de 31 mai. Organizația Mondială a Sănătății a declarat Ziua Mondială fără Tutun, acum aproape 30 de ani, într-o inițiativă de a atrage atenția asupra pericolului utilizării tutunului pentru societate, nu numai pentru fumători. Din ultimele studii reiese că, la nivel global, consumul de tutun ucide anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefumători, expuși fumatului pasiv. Pentru jumătate din fumătorii cu vârsta de peste 45 de ani sunt înregistrate decese din cauza diferitelor boli induse sau accelerate de fumat. În România, 27% din populație este fumătoare, un procent mult mai mare decât în alte țări ale Uniunii Europene. Chiar dacă mulți dintre giurgiuveni nu au știut că astăzi este Ziua Mondială fără tutun, toți conștientizează riscurile la care se expun și admit că fumatul este un viciu nociv. Știați că astăzi este Ziua Mondială fără tutun? Nu știa. Sunteți fumător? Nu. Ce părere aveți despre fumat? O părere foarte proastă. Deci... Și cu reclamele după pachete, mie chiar îmi place. Tutunul dăunează grav sănătății. Tutunul ucide, tutunul face multe neplăceri. Ce părere aveți de legea fumatului în spațiile publice? O părere foarte bună, adică nu trebuie să se fumeze. De exemplu, eu sau cine este nefumător, de ce să inhaleze fumul pe care altul degază? Sunteți fumător? Ce părere aveți despre fumat? Da, asta e un viciu. Dacă care fumează, fumează, care nu... Atât că cu legile astea nu prea e bine. Care iar asta vreau să vă întreb, a afectat cu vreun fel legea? Pe mine personal nu. Dar localurile... Sunteți fumătoare? Da. Ce părere aveți despre fumat? Mie mi se pare că nu e un lucru bun. Atâta nici pentru sănătate. Ce părere aveți despre legea fumatului în spațiile publice? Mi se pare că e un lucru bun. Că s-a interzis să nu se mai fumeze în spații publice. E binevenită, măcar că ne conștientizează din când în când, că cel puțin o dată pe an, că trebuie să nu fumăm. Și ținând cont că și pachetul acesta de legi și de acte normative cu privire la interzicerea fumatului în spațiile publice, ar trebui să, nu știu, să realizăm că de fapt au fost mai multe zile fără tutun din februarie încoace. Sunteți fumător? Ce părere aveți despre fumat? Nu sunt fumător, n-am fost niciodată, nici nu mi-a trecut prin cap să fiu, să încerc, nu sunt nici măcar curios. Ce părere aveți despre legea fumatului în spațiile publice? Destul de delicată întrebarea. Sigur, răspunsul îi va nemulțumi ori pe fumător, ori pe nefumător. Părerea mea este că este o lege binevenită, însă mai trebuie prelucrată pe aici, pe acolo, privire la, în special la descrierile noțiunii de spațiu public. Nemulțumiți de negocierile cu guvernul, sindicaliștii din învățământ ies miercuri în stradă. Ministerul Agriculturii face o nouă verificare a datelor pentru a acorda sprijinul cuplat în zootehnie și vegetal. Iar de la 1 iunie, vaccinul hexavalent ajunge în cabinetele medicilor din întreaga țară. Detalii în rubrica Flash. Sindicaliștii din învățământ s-au întâlnit luni cu reprezentanții Ministerului Muncii pentru o nouă rundă de negocieri privind salarizarea. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de propunerea guvernului și spun că miercuri vor avea loc acțiuni de protest în capitală. Potrivit liderului Federației Sindicatelor Libere din învățământ, FSLI, Simion Hăncescu, propunerea guvernului a fost pentru o corecție de 5% în grila de salarizare, ceea ce ar însemna creșteri doar pentru o parte a cadrelor didactice. În aceste condiții, sindicaliștii anunță că miercuri va avea loc în capitală un marș de protest al cadrelor didactice, la care se vor alătura elevi și părinți. Sindicaliștii susțin că acțiunile de protest ar putea fi suspendate dacă guvernul găsește o soluție acceptabilă.
Ministerul Agriculturii va reverifica în această săptămână datele înregistrate pentru a putea acorda sprijinul cuplat în zootehnie și în vegetal, deoarece în situația actuală există riscul să se piardă sume importante de bani, a declarat Ministrul Agriculturii Achim Ilimescu. Termenul inițial anunțat de Ministrul Agriculturii pentru începerea plăților în zootehnie a fost de 25 mai. APIA trebuia să facă plăți către fermieri pe ajutorul național tranzitoriu și sprijinul cuplat în zootehnie, cuantumul acestor subvenții pe cap de animal fiind în prezent doar estimat, pentru că nu a fost determinat numărul eligibil de animale. Guvernul a aprobat vineri 27 mai fondurile necesare pentru efectuarea de plăți pentru ajutoare în agricultură în valoare de peste 300 de milioane de euro destinate sectorului zootehnic. Campania de vaccinare a copiilor cu vaccinul hexavalent va fi reluată de la 1 iunie. Peste 120.000 de doze vor ajunge în cabinetele medicilor de familie, iar Ministerul Sănătății dă asigurări că vor putea fi imunizați și copiii care nu au beneficiat în ultimele două luni de acest vaccin. Totodată, Agenția Națională a Medicamentului susține că Hexaxim și Hexacima au conținut identic, iar părinții ai căror copii au fost tratați cu vaccinul făcut pentru piața din Kazahstan nu au de ce să se îngrijoreze. Vaccinul împotriva tusei convulsive, a difteriei, poliomielitei, tetanosului și hepatitei B a lipsit două luni de pe piață, după ce producătorul care a câștigat contractul cu statul român a anunțat că are probleme de producție. Inițial aveau la dispoziție două luni și jumătate pentru a-și depune cererile de sprijin pentru suprafață. Dar pentru că nu s-au înghesuit, fermierilor li s-a mai dat o păsuire. Termenul limită de depunere a acestor cereri fiind stabilit pentru data de 31 mai. Acum este posibilă încă o prelungire a acestui termen din aceleași motive. Fermierii au avut timp de la 1 martie și până pe 15 mai să depună cererile de sprijin pe suprafață. Dat fiind faptul că până la data de 15 mai nu s-au înghesuit să vină la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, termenul limită a fost modificat și prelungit până pe 31 mai, iar acum s-ar putea modifica din nou, prelungindu-se până pe 10 iunie. Astăzi ar trebui să fie ultima zi de primire cereri de sprijin pe suprafață la APIA Giurgiu. Din informațiile mele, însă perioada de primire cereri fără penalități se va prelungi până în data de 10 iunie. Precizez că încă nu a apărut actul normativ de prelungire. Până în prezent, aproape 90% din fermierii din județ au depus cererile de sprijin pe suprafață, anunță conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu. Până în prezent, APIA Giurgiu a primit 89,73% din cereri, însemnând o suprafață de 88,36%. Mai sunt foarte puține cereri de venit. Din păcate, fermierii anul acesta au fost foarte delăsători, cum pot să spun, pentru că în anii trecuți, la momentul ăsta, aveam un 98-99% cereri de sprijin primite. Alte competiții, alte premii pentru dansatorii de la Millennium Art. De această dată a fost vorba despre un festival internațional și un concurs național. De la ambele, elevii profesoarei Flori Iordache s-au întors cu premii și trofee. Dansatorii de la Millennium Art au avut un sfârșit de lună încărcat. Aceștia au participat la Festivalul Internațional al Artelor Flashdance de la Caracal și la Petroșani, la concursul național de gimnastică aerobică Cupa Parâng. La ambele competiții, elevii coordonați de Flori Iordache au reușit să bifeze noi trofee și medalii. Am participat la Festivalul Internațional al Artelor, concursul de dans Flashdance de la Caracal, de unde ne-am întors cu două locuri întâi. Locul întâi la fantezie coreografică și locul întâi la dans tematic, Cruella de Vil și Albă ca Zăpada am prezentat în concurs. Iar în acest weekend, la sfârșitul acestui weekend, am participat la concursul național de gimnastică aerobică de la Petroșani, Cupa Parâng, aflat la cea de-a 10-a ediție, de unde ne-am întors cu un loc întâi, două locuri doi, două locuri trei și o mențiune. Suntem în plin sezon de concursuri, atât de dans cât și de gimnastică aerobică. Văd că ai un trofeu în mână, ai și două medalii la gât. Cum au fost ultimele competiții pentru tine? Cum ți s-a părut? Mie mi s-au părut foarte grele, dar deoarece că am lucrat foarte mult, n-au fost chiar atât de grele. La ce categorie, să zic așa, ai participat? Individual, feminin, clasele 3-4. Și cum te-ai motivat înainte de a intra pe scenă? Pentru că bănuiesc că ai avut și multe emoții, nu?
Desigur că am avut multe emoții, dar am zis că este doar un dans și pot să-l fac, deoarece l-am lucrat foarte mult la sală. Cum a fost concursul la care ai participat? Foarte frumos. Ce a trebuit să dansezi acolo? Ce dans ai? Dansul piticilor. Și cum te-ai motivat înainte de a intra pe scenă? Pentru că bănuiesc că ai avut și emoții, nu? Puțin, da. Ție cum ți s-a părut? Mie mi s-a părut la Caracal că am fost foarte mulți și că nu mă așteptam să luăm locul întâi și atât de mulți copii și noi am luat locul întâi. Nu mă așteptam. Ți-a fost frică când ai văzut un număr mare de participanți? Ți-a fost frică de ei, nu? Da. Dar cum te-ai motivat? Că bănuiesc că ai avut emoții, nu? Nu am avut foarte mari emoții. Ți s-a părut? Am înțeles de la colegile tale că au fost foarte mulți copii. Da, și a fost foarte emoționant. Și cum te-ai motivat înainte de a intra pe scenă? Ce ți-ai spus tu ții? Am spus că o să luăm locul întâi și că întotdeauna vom fi câștigători. Copiii de la Millennium Art nu au timp de odihnă, dat fiind faptul că luna iunie se anunță una destul de încărcată din punct de vedere competițional. Săptămâna viitoare vom participa la un concurs național de dans la București, adresat preșcolarilor și școlarilor mici de clasele a 1-a și a 2-a, iar a doua jumătate a lunii iunie, în al doilea weekend din luna iunie, vom participa la concursul național de gimnastică aerobică Aerogym de la Arad. Mijlocașul Astrei William Damorim a primit cetățenia română. Jucătorul brazilian evoluează din 2012 la campioana României, iar de acum va putea face parte și din lotul național în cazul unei convocări. Guvernul României a aprobat în cea mai recentă ședință acordarea cetățeniei române jucătorului Astrei William Damorim, dar și familiei acestuia. Câștigător al Ligii 1 anul acesta, Damorim și-a depus cererea pentru dobândirea cetățeniei la începutul acestui an. Mijlocașul brazilian a fost alături de Astra la cucerirea celor 3 trofee pe care clubul le are în palmares, în acest sezon marcând 5 goluri în 39 de partide. Prin evoluțiile sale, jucătorul a atras atenția selecționerului, în timp ce președintele Federației Române de Fotbal declara în februarie că Damorim se află pe lista de jucători străini pe care naționala dorește să-i naturalizeze. Eu nu vreau să mai fiu considerat străin aici, să fie bine pentru mine și pentru club. Dacă voi fi convocat și la națională, cu atât mai bine pentru mine. Nu aș refuza, dar până acum nu am vorbit cu nimeni. Sunt de 5 ani în România. Țara asta mi-a dat multe și aș fi fericit să ajut naționala, spunea mijlocașul ofensiv al Astrei, citat de prosport.ro. Alături de jucătorul Astrei a mai fost naturalizat și un sportiv ucrainian, practicant de arte marțiale, ce va face parte din lotul României la Jocurile Olimpice de la Rio. Din păcate, William Damorim nu va putea juca la Euro pentru România, lista cu lotul complet de 23 de jucători ce vor face deplasarea în Franța, fiind deja anunțată de selecționerul Anghel Iordănescu. Rămâne de văzut însă dacă mijlocașul Astrei va fi convocat la următoarele evoluții ale naționalei de după turneul final. Este unul din cei mai prolifici și îndrăgiți soliști români, însă are și o prodigioasă carieră în muzică de teatru și film. A devenit cunoscut ca mulți alți soliști iubiți și acum de public. În cenacul flacăra și continuă și acum să încânte cu melodiile sale. Este vorba despre Nicu Alifantis, care astăzi împlinește 62 de ani. Despre Nicu Alifantis în rubrica noastră Memoria Zilei. Născut la 31 mai 1954 la Brăila, din părinți greco-macedoneni, Nicu Alifantis face studii muzicale particulare și debutează scenic în 1973. Este angajat în 1975 la Teatrul Maria Filoti din Brăila și, grație concertelor susținute, devine destul de cunoscut și iubit de public, pentru ca în 1976 Electrecordul să editeze primul single, Cântec de noapte. După armată devine membru al cenacului Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu și participă la majoritatea
majoritatea întâmplărilor artistice, melodiile sale figurând pe compilațiile Folk 1 și 2 apărute la Electrecord în 1977 și respectiv în 1978. În 1983, la apariția casetei de discuri care marca 10 ani de activitate a Cenaclului, Nico Alifantis este cel mai bine reprezentat cantautor de pe acest album, fiind prezent cu piesele Eu aș fi de părere și Trăiască România, pe versuri de Adrian Păunescu, respectiv Rar, pe versurile lui George Bacovia. În 1979 îi apare primul album LP, După Melci, o simfonie folk după poemul omonim al lui Ion Barbu. Este anul în care se mută în București, ca angajat al Teatrului Mic până în 1990 și apoi al Teatrului Excelsior. Până în 1990 scoate rar albume de autor și neregulat distribuite în timp, având însă o bogată activitate scenică și fiind prezent pe compilații, pe discul Andei Călugăreanu sau pe un disc comun cu Florian Pitiș. Este perioada în care apare excelentul album fără titlu din 1984, dublat în același an de coloana sonora musicalului Mitică Popescu și urmat în 1988 de Piața Romană numărul 9. După o lungă perioadă de așteptare, lansează în 1995 Voyage și în anul următor Nikita, reeditat apoi în 2000, acesta fiind și ultimul album de autor de până acum. Din 1995 înființează un grup de proiecte intitulat Nico Alifantis & Zen, împreună cu Virgil Popescu, Sorin Voinea, Răzvan Mirică, Relu Bițulescu și Nicolae Trăistaru. În 1997 publică la editura Nemira volumul de poezie Scrisori nedesfăcute. Nico Alifantis este unul din cei mai prolifici compozitori de muzică de teatru din lume, compunând coloana sonoră pentru peste 100 de piese și lucrând cu unii din cei mai mari regizori români, Alexandru Tocilescu, Sanda Manu, Silviu Purcărete, Gelu Colceag, Cătălina Buzoianu și mulți alții. Iar dragostea de scenă nu s-a limitat la a compune muzică de teatru, ci a și jucat mici roluri legate de muzică. Nico Alifantis a realizat și coloanele sonore a 17 filme, a cântat tema filmului Ringul în regia lui Sergiu Nicolaescu și a jucat rolul Radu Cantacuzino în Bietul Ioanide în regia lui Dan Pița. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Ne așteaptă 3 luni de foc la Giurgiu. Furtuna anunțată luni noapte nu a avut urmări grave în județ. Sport, muzică, desene, competiții de tot felul, premii și surprize. Astea așteaptă pe copiii din Giurgiu mâine de ziua lor. Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pe suprafață la Apia ar putea fi prelungit. William de Amorim a primit cetățenia română. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Rămâneți însă alături de noi, la Muntenia TV urmează emisiunea de dezbateri electorale față în față pentru Giurgiu. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine cu un nou jurnal de știri la ora 19:30. La revedere!